Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit, Gorj Obiectiv, alături de mine în studio, domnii Mihai Paraschiv, PNL. Bună seara, bine ați venit, domnule Paraschiv. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ion Tudor, PSD. Bună seara, bine ați venit, domnule Tudor. De asemenea, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu. Bună seara, domnule Tudor. 2 într-1. Salut pe Mihai. Mă bucur că în ultima perioadă am avut ocazia să vin la emisiuni și am avut numai colegi de platou tineri, mult mai tineri decât mine. Tineri și argumentați. Tineri. Sigur că da, și sunt convins că și astă seară o să-mi placă de colegul meu de platou. Bine, sigur, discuția nu se va purta așa cum se întâmplă în Consiliul Local. Altceva. Nu. Să nu creadă cineva că venim să facem un blat. Să pregătească imediat că ies cântei. Ok, bine. Da. Așadar, se anunță o emisiune extrem de interesantă. Informația momentului, Liviu Dragnea, după cum ați văzut, probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră, a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul Bombonic, celebrul dosar legat de DGASPC Teleorman. I s-a și cerut, iată, demisia chiar la câteva momente după ce instanța s-a pronunțat. Cel care a făcut asta este chiar Victor Ponta, fostul său coleg, acum președinte pro-România. I-a sugerat președintelui PSD să renunțe la prima funcție din partid, să se retragă de la Camera Deputaților, asta dacă ține la partidul pe care îl conduce. Domnule Tudor, un comentariu vis-a-vis de ceea ce se petrece, iată, la cel mai înalt nivel în Partidul Social Democrat. Toată lumea cred că e bulversată. De ce să fim bulversați? Credeți că nu suntem oameni cu capul pe umeri, cu picioarele pe pământ, oameni cu mintea limpede și care ne gândim nu numai la seara asta, și ne gândim și la ziua de mâine și în perspectivă ce urmează și ce trebuie să facem în continuare. Eu eram eu avocat, colegul meu și cel care m-a învățat meserie, de totul odihnească, s-a dus în lumea celor drepți, Constantin Găman, zice așa: nu te bucura când zice judecătorul de pe scaun că l-a achitat sau l-a condamnat. Așteaptă să scrie și în condică, că nu se știe ce se mai întâmplă. Vreau să spun în schimb altceva. Este o condamnare care nu e definitivă. Deci, deocamdată discutăm despre o condamnare care nu este definitivă. Sigur, este o condamnare, este un mare, mare, mare semnal. Este un mare semnal. Nu știm acum, nu cunoaștem, nu știu, eu cel puțin, și sunt cam toți care ne uităm la trezor, nu cunoaștem dosarul. Nu știm ce a fost în dosar. Nu putem să comentăm prea mult hotărârea pe rotul judecătorului. Bun, nu comentăm hotărârea pe care au dat-o judecătorului, domnule Tudor. Asta este clar, că nu suntem în măsură să o facem. Nu este o condamnare definitivă, este o condamnare, spuneam chiar la început, în primă instanță, însă primul om al partidului, iată, este condamnat cu executare. Acum, când conduci destinele unui partid și un partid care conduce o țară, ce legitimitate va mai avea Liviu Dragnea din momentul acesta în fața oamenilor din partid? Acum, credeți voastră că dacă ne uităm în istorie, vedem multe exemple. Dar nu vreau acum să intru. Ați văzut euforia din Piața Victoriei după condamnarea lui Liviu Dragnea? Pe Dumnezeu să mă ierte, am văzut și eu euforia în ghilimele în Parcul Izvor când lovea un parlamentar român. Bun. Ce se mai discută? Deci nu există, nu putem să-i luăm ca un comentar. Da. Păi, care nu se poate. Părea rău că n-a avut o mitralieră în 96 să omoare țărăniștii. Lăsați, nu se poate. Nu vă face cinste un astfel de personaj. Asta e ceva, nu contează. Mie părea rău că n-a luat bătaie, sincer. Mihai, serios. Dând o persoană, fără istigare, dând o persoană sub limita demnitate umană. Asta e altceva. Deci nu discută de... Nu este emblematic. Discutăm de un acestea îi pare rău, așa cum discutăm și la mâna poate și noastră ar trebui să vă pare rău pentru declarația făcută acum. După declarația pe care a făcut-o vis-a-vis de momentul acela. Un pic, s-au ascuns mulți după haina de parlamentar, după tot felul de haine. Mihai, de-a lungul anilor la toate partidele s-au ascuns, toate partidele au exemplare. În schimb, este vorba de un parlamentar. Nu omul bacalbaș. Nu contează, parlamentar, deci neparlamentar, ultimul om de la țară, parlamentar, nu ai voie sau nu ar trebui să te supună nimeni unui asemenea comportament. Poate sunt anumite persoane care au avut descendenți în partidul
țărănesc da, în Partidul Național Liberal, care au fost... Nu-ți dă nimeni voie să-ți faci acord, dar poate oamenii singură. Respectivi au suferit nu. Prin închisorile comuniste și când vine un astfel de specime și vine și spune că îi pare rău... Cu siguranță au suferit. Greu de crezut. Când vine ceva și spune că îi pare rău că n-au o mitralieră să-i împuște, parcă nu-ți prea vine să-l trăiți. Greu de crezut că cei care sunt în Piața Victoriei sunt descendenți ai Partidului Național Liberal sau ai Partidului Național Țărănist. Greu de crezut. Poate excepții. Nu, dă voie să ți-o spune la Tudor că i-a văzut multe. Dar are importanță. Trebuie să aibă ceva descendenți și... Nu. Protestatari. Nu vai că au descendenți în alte părți. Dar nu contează. Sunt cetățeni ai României, au dreptul să protesteze. Civilizam oamenii. Că nici cei care au fost la miting nu au descendenți. Ce? La mitingul PSD comunist. Domnule Paraschiv, comentariul vis-a-vis de... Noi am fost toți români. Deci să revenim la Liviu Dragnea. Asta spuneam. Eu sunt convins că... Scuze-mă, Mihai. Sunt convins că la nivelul partidului se va face o analiză, vor sta și vor discuta la rece, vor analiza și se va lua o hotărâre care să... O hotărâre care va fi, cred eu, cea mai bună și pentru partid, și numai pentru partid. Să nu uităm că PSD-ul guvernează, PSD-ul face parte din alianța cu ALDE și guvernează țara, să nu uităm că este o alianță majoritară. În schimb, v-am văzut că ați băut o gură de apă rece, să nu se îmbete cu apă rece ăștia din piață sau din altă parte, că nu o să pice guvernul. Adică alianța va rămâne. Bun. Cu, asta este altceva. Bine, domnul Tudor. Că vedem ce va fi cu domnul Dragnea, asta este altceva. Asta seara, acum, ne dăm doar cu părere, așa că unii sunt sub euforia condamnării, alții sunt un pic mai încrucionați. Nu poate nimeni să se bucure la modul ăla. Nu poți să te bucuri. Nu, primit. Dumnezeu nu cred, Doamne ferește. Scuze-mă, văzui deja, citi. La urmă, la aia, nu poți. Domnule Paraschiv, cum vedeți această condamnare și ce ar trebui să facă în momentul ăsta Liviu Dragnea, în opinia dumneavoastră și traiectoria PSD-ului de acum încolo? Păi, permiteți-mi să nu fiu de acord cu jumătate din spusele colegului meu de platou. Ascult. În primul rând, așa cum s-a întâmplat, cred că tot la dumneavoastră în studio în urmă cu 2-3 săptămâni, când, dacă nu mă înșel, a fost achitat Victor Ponta. Da. Am spus, așa cum spunea și domnul Tudor, că este o decizie parțială și că putem să discutăm, nu să comentăm, eventual după decizia finală. Am avut hotărâri în primă instanță și în cazul lui Ludovic Orban, am avut hotărâri în primă instanță în cazul lui Victor Ponta, am avut hotărâri definitive ieri pentru Dan Șova, care din punctul meu de vedere este o lovitură grea dată PSD-ului, și avem o hotărâre în cazul lui Liviu Dragnea, tot în primă instanță. Mai grav pentru mine este că Liviu Dragnea are deja o condamnare. Chiar dacă suspendarea executării pedepsei a fost dispusă de instanță, dar are o condamnare și a fost găsit vinovat în urma celebrului proces. Iar la fel, nu am căderea să comentez acea sentință. Nu, dacă un politic în sinea ta, ești convins că se putea întâmpla oricălui politician. Nu sunt de acord cu spusele dumneavoastră prin care ați spus. Nu, ați spus că trebuie să-și asume ca președinte de partid astfel de lucruri. Să-și asume riscul de a fi condamnat? Nu, pentru că ce a făcut atunci la DGASPC, folosind banii statului, interesul partidului, trebuie să plătească. Nu, asta m-a referit. Nu, m-a referit că în momentul în care a fost condamnat pentru o faptă comisă sau făcută. Cea cu referendumul poate fi interesul partidului, dar ce a făcut acum a fost strict în interesul lui personal și interesul PSD Teleorman. Este altceva. Și vă mai spun și altă chestiune. Da. Eu nu sunt de acord. Nu mă bucură să văd că este trimis la închisoare cu executare. Păi după ce a făcut o fraudă, până la urmă, în bugetul local, ce a făcut acolo? Îl mai trimit să mai plătească statul 30 de milioane pentru el pe lună ca să-l trimiți. Pentru ce? Deci sunt niște prostii. Aici, poate... în cazul respectiv. Discuțiile sunt ample. Repet, este o hotărâre în primă instanță, n-are sens nici măcar să... Eu personal nu o comentez, nu vreau să discut. Bun, nu analizăm dacă merge sau făcând nu merge... Făcând o analogie cu ce s-a întâmplat în cazul lui Dan Șova, așa. În septembrie sau octombrie a avut o hotărâre în primă instanță și uitați că n-a trecut niciun an, că de obicei eram obișnuiți cu procese care lungite, se tergiversate. Zile, da. Acum se pare că magistrații se mișcă puțin mai repede. Da, e normal. Bun. E firesc. Asta vrem cu toți. Vorbim despre un declin al PSD-ului în momentul de față. Nu se va întâmpla nimic. Liviu Dragnea are condamnare definitivă. Și este președintele... Vorbim despre imaginea PSD-ului deci în momentul are deja condamnare definitivă. Despre ce vorbim?
este al treilea om în stat cu condamnarea definitivă și n-a luat partidul nicio măsură cu dumnealui. Deci probabil nu va lua nicio. A fost decizia vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani. Era o chestie așa, nu știe nimeni că a avut dreptate Liviu Dragnea, că n-a avut. Era o chestie așa ușor într-un fond de umbră. Acum lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Acum că, scuze, acum că s-a terminat procesul ăla de mult cu referendum. Așa. Acolo este clar, acolo nu sunt fapte. Acolo este clar că este o făcătoare oamenilor. Am stabilit că nu este discutăm clar despre deciziile instanțelor. Acum putem, să despre aia putem discuta. Asta am spus, acum că nu analizăm ce au decis judecătorii. Este fix treaba lor. Este fix treaba lor. Sunt convinsă că nu se dau chiar așa, domnule Tudor, cum spuneți noastră, oricare ar putea să fie condamnat. Nu cred că oricare ar putea să fie condamnat așa cum a fost Liviu Dragnea. Nu vreau să cred lucrul ăsta. Nu oricare. Unii, eu nu vreau să cred că alții, auziți, așa făcut, stau lucrurile în ziua din România. Ce-a făcut Orban de a fost târât prin procese? Ce-a făcut Orban? Ce fapt a comis Orban? Ce fapt? Ca să nu știți că vorbesc păi, deocamdată nu s-a terminat procesul. A fost acuzat într-un trafic de influență, cuparea de influență. Hai mă, ești politician. Vii și te întâlnești cu mine la Lelești. Bem o damigeană, devin prieten. Bun, vă asumați, da? Domnule, și o să zică lumea că ai făcut nu știu trafic. Trecem mai departe, că păi, discutăm și despre problemele noastre. Și seara legilor parțiale, când a demarat procesul, toată lumea a acuzat a doua zi că a venit și v-a salutat. Sunt chestii de bun simț, adică poți să te tași pe stradă. Vă asumați un președinte care este, iată, condamnat deja cu suspendare definitiv și într-o primă instanță, într-un alt dosar cu executare. Eu sunt un membru de partid disciplinat, da? Doamne, dincolo de disciplină, vorbim că până la urmă toți aveți creier în PSD și puteți să gândiți și altfel PSD, de da? Cum vă dar dictează liderul. Dar este prea repede, lucrurile sunt prea fierbinți ca să o discutăm. Acum, vor profita, în opinia noastră, adversarii politici de ceea ce se întâmplă din în momentul de față partide? Cu... De la, din alte partide? Da, e normal, da, e normal. Și din PSD. Și din PSD, mă definitiv. Chiar așa, da. Păi nu știu dacă în PSD... PSD... Primul care s-a exprimat atenție este Victor Ponta, cel care a cerut demisia. Să-i dea Dumnezeu sănătate și lui și lui Dragnea. Mai e membru PSD? Nu mai este membru să PSD, dar a spus întotdeauna că fără Liviu Dragnea va reveni PSD oricând. E binevenit, dar să uităm un lucru. Membrii de partid, toți, de la mic la mare, l-au criticat pe Victor Ponta atunci când și-a dat demisia din funcția de președinte al partidului. Bun, și a spus că n-a vrut să pună în pericol partidul, de aia a făcut-o. Nu. Îți dai demisia din premier al României, corect, băi, ești primul ministru, dar nu dai peste noapte așa, pleci din fruntea partidului într-o situație grea. Cum se fac chestii de ăștia? Categoric. Mă rog, dumnealui vine cu un argument, e de lăudat, e de apreciat faptul că așa a gândit-o dumnealui, nu vrea să pună partidul, dar a lăsat partidul într-o situație destul de grea. A descoperit-o domnul Dragnea, doamna Viorica și avem mult mai târziu. Dumneavoastră ați depus o moțiune de cenzură. Spuneați că vreți să profitați de cel mai sensibil moment din PSD. Este ăsta un moment sensibil pentru alianța PSD-ALDE și dumneavoastră credeți că ați putea profita în vreun fel la votul pe moțiunea de cenzură? Așa cum v-am obișnuit, o să vă dau un răspuns cât pot de sincer. Din punctul meu de vedere, pe un astfel de moment, eu nu aș face nimic. Adică nu aș încerca să... Sunt prea vulnerabil? Nu, dar nu vreau să... N-aș vrea să folosesc o astfel de speță într-un avantaj politic, pentru că nu este fair play, că se poate întoarce. Haideți, domnule, lăsați-mă eu cu fair spus play din punctul de vedere. Eu pot să ataca alte chestiune. Vedeți că lucrurile încep să se așeze în România? Eu pot să ataca altă chestiune. Mă drag când merg cu oamenii tineri în emisiune. Victor Ponta a venit cu mare tantam în 2014 și a lansat, chiar dacă domnul Tudor se va supăra pentru acest subiect, a lansat proiectul Centurii Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu cu termen de finalizare 2016, exact în perioada alegerilor prezidențiale. Parlamentare. Uitați că suntem cu aproape 2 ani de zile peste acel termen depășit. Mihai, vorbeam de Liviu Dragnea, mă. Păi vorbim de Liviu Dragnea, dar vorbim și de Victor. Păi nu, de guvern. Hai să vorbim de Victor. De guvern până la urmă. Nu s-a întâmplat nimic. Și eu sunt convins că nu iau apărarea domnului Tudor, că n-am niciun interes, că știe să apere și singur. Probabil că tot ce a ținut de dânsul a făcut. Aici este un complex de împrejurări la care dacă nu se vor așeza toți factorii decidenți la masă, nu vom ieși în acest impas. Cool. Aici trebuie să așeze primarul municipiului Târgu Jiu, prefectul, președintele Consiliului Județean, parlamentarii, CNA-i, cum se numește acum, să zică, domnule, unde e problema? Că din câte știu, s-au dat decrete de expropriere și totuși eu știu că firma avea cale liberă să facă treabă. Că n-au fost bani, că n-a fost soluția optimă. Știe domnul Tudor mai bine decât mie treaba asta. Cert este că eu, ca și cetățean, am o pancardă și văd
termen de început 2014, termen de finalizare 2016. Au greșit la tipografie. Da, așa mă gândesc eu, cred că era 2026. Nu, ce se întâmplă? Suntem în 2018 și nici perspectiva de următorii 2-3 ani, cred că nu este. E o enigmă cu termenul ăsta. Peste, în ultima perioadă totuși am văzut termen 2-2 ani, 2 ani. Nu, eu s-a făcut trecerea către un alt subiect. Nu, că nu tot legat de guvern. Vorbea de guvern. Însă centura, și ne oprim, legat de centură, există finanțare legat de centură. Deja a apărut a doua ordonanță cu diferența celor care nu au fost pe prima. Era vorba de casa de la Bucureasa, era vorba și mai încă era vorba și de niște terenuri și de niște construcții. Toți sunt pe ordonanța nouă și vreau să vă spun că o situație destul de delicată era la Preajba, pe drum, vecina, o familie care avea și făcuseră casa oamenii. În schimb, în momentul în care a venit evaluatorul, a evaluat-o și prețul a fost foarte bun, oamenii au fost mulțumiți și au zis, da, mergem la instanță, am mers la instanță, au câștigat și au primit bani. Vedeți? Bun, deci, eu deja se mișcă. Chestiune, se că mișcă sunt restul... bani din ceea ce spune domnul Tudor, totul este în regulă, dar noi suntem niște incapabili, noi ăștia de la Gorj. Păi de ce? Noi chiar suntem niște incapabili. Dacă noi nu reușim să ne rezolvăm problemele aici, local, cine a zis că sunt problemele la Gorj? Când alții fac autostrăzi suspendate, noi nici măcar nu reușim să discutăm cu proprietarii terenurilor, să facem niște, să facem acele planuri parcelare. Stimată doamnă, discutăm mult și fără sens. În primul rând, proiectarea acestei centuri s-a făcut din birou. Înțelegeți? Despre asta este probabil au fost anumite obiective care puteau. Te uite de aici, până unde te-ai să ajung la prefectură? Păi am să o cotez 5 metri mai încolo și nu mai trebuie prin casa omului sufragerie. Pe la Leleș n-a ajuns. Pe la Novace a ajuns? Nu. Așa că putem sta, vorbi liniștiți, nu? Păi nici nu sper vreodată sigur, că... mai facem un spirit. Eu îmi doresc că, ca guvernul României, indiferent de ce culoare este sau de cine este condus, să plece mai mult către Gorj. Și vă mai dau un exemplu. N-ar avea niciun motiv. Păi ar avea multe motive. Care ar fi motivul? Cine de este atât de reprezentativ din Gorj? Avem, domnule, 7 parlamentari. Care sunt? Gorjeni. Da? Că nu sunt așa cu sânge în instalații, altă discuție. Bine. Avem traficul. Dacă te aude, sper că nu te aude, dar să te certe, să zic că n-are sânge în instalație, nu? Să nu te certe. E problema, că nu, strict problema dumnealui. Aici a trebuit dat mai serios cu pumnul în masă. Corect. Avem o problemă pe defileul Jiului, care ține tot de Târgu Jiu, cu podul. Transportatorii sunt efectiv disperați de vedere, da. Că trebuie să ocolească pe la Vâlcea, pe la... Da. Și asta e o treabă care... Două categorii de transportatori. Consiliul Județean a făcut podul de la Turcinești. Nu, l-a refăcut. L-a refăcut, mă rog, repede, bine, l-au făcut, ce să mai... L-au făcut, bravo lor, felicitări, s-au dat examenul. Pe defileu, două chestiuni sunt de spus, scos în evidență. Sunt două categorii, transportatorii de materiale de construcții, de piatră, balastru și astea, mașinile sunt mai grele de 30 de tone și... mai sunt cei care, atunci când le încarcă la maxim cu apa minerală. Dar în rest, tot ce înseamnă transport de mărfuri, încape pe defileu. Deci, peste 30 de tone, avem restricție. Este la două feluri de tra... Două ce produse. Peste 30 de tone? Două produse. Balast, petrici, dar norocul este că... Cărămidă, ce ori mai pune pe acolo, poate și era să avem 30 de tone. Cărămidă de unde? Cărămidă de la Gorj, la Petroșan sau de la Macofil la Deva. Să o vindem de aici, de ce nu? Bine ar fi să fie așa. Chiar m-ar buc. Da, duc și Macofilul face tuburile, dar nu depășesc cărămidă bună și... Face și cărămidă foarte bună. Bun, haideți că o să emitem factura. Și a doua chestiune, mulțumim. Și asta nu plătim, pe la e la modă în țara asta. Și a doua chestiune. Acolo, prima potigneală a fost legată de expropierea zonei de teren în sectorul podului. Asta este. Nu putem voi să scoatem din contract, ne chinuim acum. Ieri am avut întâlnire cu... Da, degeaba numai noi. Adică trebuie tot să punem numărul. În altă ordine de idei. Dacă ar fi interesul dumneavoastră personal, știi că... Sigur ați putea să faceți ceva mult. Te rog frumos. Dai cu bumul masă, zic... Nu, să nu zici că e interes, că și așa îmi strigă unii. Nu mă refer la interes. Nu mă refer la un interes patrimonial. Măi, în situația pe noastră ați fi managerul unei societăți care ar trebui să exporte către vestul țării produse. Și constați că te stăpânești pe la Vâlcea, că nu poți pleca. Bun, în altă ordine de idei, domnule Paraschiv, dumneavoastră nu ați fost la ședința de marți, faimoasa ședință de marți, care ne-a făcut celebri pe noi toți. În schimb, ați fost... Democrație, domnule Tudor.
după părerea unora, bine spus. Astăzi însă ați participat, termenii în care s-au purtat discuțiile au fost mult mai normali decât ceea ce a fost... De fapt, se vede că am ajuns eu. Se vede că v-ați întors în dar le-ați spus, măi, vă rog frumos, nu mai sărăți în cercul ăsta. Sunt venit după o perioadă de relaxare, lăsați-mă să mă simt bine. Mai am și niște prieteni, cheme o prietenă aici, aș valiniem pe toți, nu? Dar de ce? Așa s-a întâmplat? Nu, mă, a fost o glumă. Dar n-ai zis să facem un spirit de glumă. Știți cum că în glumă se spune adevărul? A fost în regulă ceea ce s-a petrecut astăzi. Cu toate acestea s-au decis câteva lucruri interesante, printre care prezența polițiștilor locali. Nu s-a decis lucrul ăsta? Asta am priceput noi, că au fost polițiști locali la ușa. Nu, au fost la ușă, au fost pe dacă i-am filmat. A urcat și au coborât. Dacă am fost pe zonă, aștepta probabil un semnal de intervenție în situația în care se va ajunge iarăși. Dacă eram șeful poliției locale, nici măcar nu-i vedeați. Da, erau acolo. Da, erau acolo, erau sub acoperire. Da. Asta se mai glumim. Da, erau acoperiți. A fost o variantă să vă întoarceți, să puneți lucrurile la punct. Uite, îi faceți o invitație domnului Tudor de revenire la poliția locală. Eu cred că i-am crescut destul de bine pe majoritatea de acolo. Ar trebui să înțeleagă că îi trebuie totuși să pună piciorul în prag, că sunt șefi, iar o parte dintre polițiștii locali să înțeleagă că trebuie să mai și muncească, nu doar să se ocupe de alte chestiuni. Despre ce vorbiți? Altă dată facem o emisiune, dar vreau să o chemăm și pe doamna. Care doamna? Pe doamna, cum o cheamă? Consilierul. Doamna Gădina, am văzut că noi s-a plecat foarte mult asupra situației, dar trebuie să și înțeleagă întru totul. Multe chestiuni le-am înțeles, e de lăudat că s-a domnule zbătut. Tudor, dacă erați șeful poliției locale vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat marți, cum ați fi reacționat? În litera și spiritul legii. Aș interveni numai dacă în sală se produceau acte de violență fizică, nu psihică sau verbală, că suntem gorjeni și la capitolul ăsta stăm bine. În schimb, dacă președintele de ședință, dar nu, a fost pe comisii. În comisie a fost. Președintele de cel care a condus ședința. Comisiile reunite. Solicita intervenția poliției sau poliției locale, neapărat poliției. Poate să fie pentru și poliția că națională, în sală da? Sunt fapte care contravin legii și a bunului mers al ședinței, sigur că aș fi intervenit. Aș fi mers în sală și eu vă spun, prezența oricărui polițist, că de la locală sau de la municipiu, lucrurile s-ar fi liniștit. Pentru că, printre cei care erau așa încrâncenați, mamă și poftă de vorbă aveau, erau vreo câțiva care știau ce înseamnă să intri sub incidența legii. Înțelegeți? Adică au mai lăsat o amendă, fie de circulație, fie pe ordine publică. Așa suntem toți, când mai... Unii mai amenzile mai mari sau mai mici. Și sunt convins că în secunda doi lucrurile se linișteau. Chiar dacă a doua zi îl înjurau pe Tudor sau pe Mihai sau pe primar. Bine. Sau pe viceprimar. Scurtă pauză de publicitate, revenim, spun colegii că timpul a trecut foarte repede, iată, trebuie să intre și pauza comercială, revenim în studio și continuăm discuția. Înțeleg că colegul dumneavoastră, șeful dumneavoastră de partid, domnul Romanescu, a pierdut orice speranță din partea guvernului, cel puțin pe un anumit proiect, și anume parcarea de la Super 2000. Haideți, domnul Paraschiv, mergem pe negare absolută, revenim în câteva momente și clarificați lucrurile. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, vă reamintesc alături de mine domnii Ion Tudor, PSD, Mihai Paraschiv, PNL. Discutam în prima parte a emisiunii despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în dosarul DGASPC, în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Nu este singurul condamnat în acest dosar, însă ceilalți au primit pedepse cu suspendare. Este foarte gravă situația în PSD, considerăm noi, dat fiind faptul că, iată, primul om al partidului are probleme la acest nivel de imagine, să vedem ce vor decide forurile din partid vis-a-vis de ceea ce trebuie să se întâmple pentru această formațiune politică și dacă este un moment de cumpănă pentru PSD. Primul care a cerut demisia lui Liviu Dragnea este chiar Victor Ponta, pe Facebook, evident.
cel care a spus că așa cum a făcut el pasul înapoi atunci când în la momentul 2015 pentru a nu face rău PSD-ului ar trebui să facă și Liviu Dragnea acum. Spre finalul primei părți, de asemenea, discutam despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Local. Noi am înțeles că de acum încolo vor exista reguli stricte în momentul în care se vor derula atât ședințele de comisii cât și ședințele în plen la Consiliul Local, și anume că cei care vor dori să ia cuvântul nu-i va opri nimeni, vor avea însă un timp alocat fiecare persoană, va avea fiecare persoană un timp alocat, asta după ce se va înscrie înainte de ședință pe o listă. De asemenea, am înțeles că vor fi ședințele, vor fi cu prezență, se vor derula cu prezența polițiștilor locali, lucru care, despre care domnul Paraschiv spune că nu a înțeles același. N-am înțeles nici măcar ce a spus dumneavoastră vis-a-vis de timpul alocat sau când ne scriem vis-a-vis de la cuvânt pe fiecare proiect în parte. Nu dumneavoastră, consilierii. Atenție! Vorbesc de persoanele care vor să participe din afară. Nu, dar asta s-a subit, dar regulamentul spune clar. La comisii, participanții în afara consilierilor, persoanele care vin trebuie să cu acordul iau cuvântul doar cu acordul consiliului. Și participarea dar, atenție, se face cu acordul. Doar dacă, da. Sigur, și doar dacă și au în cauză o problemă acolo, o problemă. Iar cei care vin și sunt aplaudați, să stea cu minți. În general, oamenii care apelează la astfel de măsuri, să cheme poliția locală sau tot felul de reguli de genul ăsta absurde, sunt oameni slabi, care nu sunt în stare să conducă o ședință. Nu e adevărat. Eu vă spun nu neapărat. Din punctul meu de vedere, ședințe de comisii. A fost o greșeală că s-au tot reunit, s-au făcut ședințe comune, pentru că, în mod normal este, ca cele două comisii de marți să-și desfășoare lucrările marți, celelalte să-și desfășoare joia, cum a fost întotdeauna. Și în urma ședințelor respective să iasă cu un punct de vedere comun. Președintele sau cine conduce ședința, în speță domnul Aurel Popescu, ar fi normal și civilizat să acorde cuvântul pe măsură ce se cere din sală. Că apar proiecte de hotărâri pe care n-ai de unde să le știi dinainte. E vorba de consilieri. Nu cred eu că se opune cineva. Nu se opune, dar este o problemă când intervine să vorbească unul peste altul. Nu este normal. Tu, ca președinte de ședință, te stai cu masă. Domnul Cutare, doamna Cutare, în măsura care te înscrii, că altfel nu poți să porți un dialog civilizat. Asta fi un pic unde este la grădiniță? Adică dacă nu există stimă de sine, dacă nu există respect unul față de celălalt. Deci nu avem... Cine conduce ședința? Mihai, nu e la piață acolo, știi, să vorbească aia pe cine conduce ședința trebuie să dea cuvântul pe măsura ce se solicită. La fel de responsabili sunt și conducătorii de ședință, cum la fel de responsabili sunt și consilierii. Domnilor, dacă tu ești Mihai de la PNL și Adrian e de la PSD, că, mă rog, sau dau un exemplu, Mihai, care nu e viceprimar. Bă, fratele meu, trebuie să vă respectați. Voi vă respecta. Eu dar cum ne dăm noi seama care, extraordinar. Cum ne dăm seama care este ordinea la cuvânt? Aici este problema. Președinte de ședință trebuie să zică. Da, domnule, te-ai scris primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Aici, este anormal să nu lăsăm cetățenii să vorbească. Dar dacă... tot civilizat. Scuze-mă, Mihai, te rog frumos. Dar dacă tu ai început să vorbești și nu te lasă să vorbești, colegul tău sau invers, colegul tău vorbește și tu nu-l lași, atunci trebuie domnule, este o problemă, nu contest treaba asta. Astăzi le-am explicat câteva chestiuni elementare și de-a lungul intervenției și poziției pe care am susținut acolo, a tot fost întrebat de câteva ori de domnul Lădaru. Oricum, fără subiect și fără predicat. Domnul lui avocat, știți că avocatul după ce moare două săptămâni. Domnul Dundra intră pe urechezul pe cealaltă, e zero. Nu, nu mă refer la asta, zic că așa sunt avocații, știi, vor noi avocații, zic și eu că, na. E defect profesional. O să fac întâi referire la proiectul care a stănit scandalul. La parcare. Celebrul scandal. Avem un proiect inițiat de 6 consilieri locali care... De stânga, de dreapta, interesant, important. Nu de stânga, de stânga, toți, 6. Da. De stânga și de Popescu, stânga centru. Popescu, Lădaru, toate, Pasti, Bârcălăbuiu, păi atenție Ștefan că domnul Lădaru nu e de stânga, e de Eu zic că e de anul viitor, în primii 5 consilieri ai PSD-ului pe listă, va fi domnul Lădaru la PSD. Să nu faci pariu că îl pierzi. Nu îl pierd, dar mă rog. De ce? Un militant perfect. Bun, vă ascult. Cred că cred că vă vine vouă rândul ăștia mai tineri. Avem 8 articole în acest proiect de hotărâre, printre care articolul 1 ne spune că se însușește și se aprobă studiul de oportunitate. În acest studiu de oportunitate, întocmit de o societate pe care a fost contactată de primărie, ni se spune cam ce trebuie noi să facem.
Noi am solicitat ce este oportun. Ne spune ce e oportun. Și nu ne-a spus dacă este oportun să închiriem terenul, dacă este oportun să facem noi parcarea. Deci, practic, nu v-a dat o soluție. Ba da, ne-a dat soluție exact că trebuie închiriat și ne spune așa, parcarea costă în jur de 1.200.000 de euro, se amortizează în 4-5 ani și e bine să dai și termen de grație 2 ani și să închiriezi pe 49. Păi la noaptea minții treaba asta, adică numai un idiot e de acord cu așa ceva. Adică îți vine la ce spune, domnule, îl amortizez în 7 ani și îl dau la să producă încă 42 de ani profit și îl mai dau și 2 ani degeaba. Interesant ce este, că sunt câteva chestiuni pe aici. Și ne spune așa, că dacă după 2 ani de grație, după 2 ani de zi nu s-a făcut nimic, așa, a dreptul să plătească, li se va lua redevența pe cei 2 ani și se anulează contractul. Eu zic că a fost făcut cu alt scop acest proiect. Ce s-au gândit domnii de la PSD? Au zis așa, domne, însemnăm proiectul la sfârșitul anului cu termen 2 ani de zile. În 2020 speră să recâștige primăria și că te sfârșitul anului expiră cei 2 ani. Ce o să zică? Domne, n-ai făcut nimic, hai că îți mai dăm încă 2 ani de integrație și o să-i lăsăm mai departe. Toată lumea știe că parcarea de la Rodna a fost pușculița PSD-ului. Fără niciun fel de discuție. Mihai. Bine. Dovezi? Domnule discutăm. Tudor. Dovezi? Da, domnul Dovezi. Tudor e mai legist. Nu mai vorbe. Domnul Tudor. Dovezi. Primarul Romanescu a solicitat consilierul local ce? Să-i dea posibilitatea să administreze primăria parcarea un an de zile. Nu. Să vedem și noi cât Domnule produce. Domnule, să spun și eu altceva. V-ați uit și eu astăzi. Și trebuie să iau o concluzie când mai citi. Vă, acolo, contrazisărăți, vă încrâncenarăți, vă mai liniștirăți. Ce facem cu parcarea? Cum o dăm? Cum o... Păi, în primul rând, concluzia mai a fost parcarea... Deci în momentul ăsta Târgu Jiu nu are pug. Bun, nu are pus în zona respectivă. Dar are primar și consiliul local. Da, dar aici li se spune că se va edifica o parcare de pe plus 1 în zona respectivă, dar nu știm dacă avem voie să o construim pe plus 1. Asta e altceva. Păi cum faci tu proiectul ăsta fără să ai aviz de la urbanism? Asta e altceva. Bun. Ne oprim. Așa cum tu ai zis că speră PSD-ul că după 2 ani o să recâștige primăria, o să o recâștige. Unde? Tu bun. Ești de acord cu mine? Ce oraș? O să discutăm la alte emisiuni. De ce oraș? În Târgu Jiu. Vă ascult. Așa, concluziile... Poate reprezentăm alt oraș și spune Târgu Jiu. Mihai, hai să vezi. Tu ești tu în sinea ta. Ești, da, e un, e un semnal către electorat. Mă rog, e un, în niciun caz, primăria peste 2 ani va nu va fi apenele lui. Va fi câștigată de Marcel Romanescu și va avea majoritate. Deci, în niciun caz, primăria nu va fi apenele lui. Atenție, nu va fi domnului Romanescu. Nu va fi apenele lui. Nu va mai fi nici Motru, nici Muncimodul. Haideți, domnul Tudor, haideți să discutăm Bine. Acum, nu știu ce cotă să punem la pariul ăsta că luăm și Consiliul Județean, dar asta e altă discuție. Motru, Târgu Jiu și Consiliul Județean. Nu, nu, nu. E chestia cu apă rece, știi. Nu. Domnul Tudor, haideți să nu facem discuții sterile. Nu, tot așa, tot așa am sperat și în 2017. Uitați că... Cu ce? Cu primăria? Cu ce? A sperat că ce? Cu câștigat, și-am câștigat-o. Să fim serioși. Nu, nu. A sperat voi? Da. Poate și noi. Păi, crezi că noi n-am fost realiști? Domnilor, n-am văzut cum stau lucrurile atunci? Repet, fără discuții sterile, pentru că timpul trece. Da, nu sunt sterile. Sunt rău de tot sterile, vă ascult. Concluziile la un moment dat și voi, la un moment dat discuții în sală și discuții și chiar și domnul primar zicea că să mai așteptăm cu parcarea, să nu o dăm imediat, poate o jumătate de an, poate un an, poate doi ani, ce să mai așteptați? Sperați voi că peste 2 ani o să câștigați voi... Nu. Că peste 2 ani o să vină PNL-ul, o să fie majoritar și atunci o să revin la ce notaiu pe aici, zicea cineva din sală. Și atunci o dăm cui vreau eu. Mare greșeală de exprimare a fost. Cui vreau Trebuie și eu. Cui vreau și eu. Mare da, asta a fost exprimarea. Da, n-are rost. Să adică vreau și eu cui o dăm. Vezi că oamenii văd și trag o concluzie. De ce am făcut această precizare? Puneți-vă oameni buni la masă, voi, domnii consilieri. Cu primarul, cine? Cu viceprimarul, toți. Băi, domnul Tudor. Băi, puneți-vă la masă. Stați, domnul Tudor, că nu reușesc să se înțeleagă domnii de la PNL, că eu asta am priceput din ședința de astăzi. Vorbesc foarte serios, domnule Paraschiva, aveți o problemă mare cu consilierii PSD, PNL, pardon. Dumneavoastră nu aveți aceeași idee, nu vă exprimați aceeași idee în Consiliul Local. Știți bine la cine mă refer și la ce declarații fac referire în momentul acesta. N-aș colegii dumneavoastră... Discuția în altă direcție, dar vă spun că... E un semnal grav pentru domnul primar. Dacă nici consilierii domniei sale nu-l susțin, apoi ce așteptări mai are de la ceilalți? Nu, pentru mine e o mare enigmă. Vreau să spun cred că ceva. Nu știți de unde au provenit anumiți consilieri. Hai, domnul consilier. Haideți să nu ce discuția, poate că nu terminăm astăzi. Nu că de unde au venit. Lasă de unde au venit. Dar de ce au venit? Vorbim au venit să trească partidul. Ați avut noroc că au venit de la PSD. Câțiva consilieri să trească partidul. Ok, m-a venit și la PSD de la PNL. Asta e, normal. Vrei să spun ceva? Încă mai sper la 55. Știi ce văd? Știi ce văd, ce constat totuși în această primărie? Știi că am stat 7 ani jumătate am stat în primărie, asta lângă primarul Cârciumaru. Și le-am văzut și le-am așa disecat pe toate, știi?
Este clar, este o lipsă de autoritate. E firesc după ce a stat Cârciumar atâți ani să se întâmple așa. Este o dorință de impunerea unora? Păi nu ești, da, normal să nu fii, da. Păi vă spun de ce. Lucrăm cu aceeași echipă de consilieri, lucrăm cu aceeași de consilieri juridici, lucrăm cu aceeași echipă de consilieri economici. Și acum toată mai sunt buni. Nu mă refer la Marcel, la domnul primar, nu mă refer la viceprimar, nu mă refer la consilier. Toată lumea e în situația asta. E o situație în care așa încă se plutește. Unii s-au văzut mamă deodată așa sus pe val, pe vârful, poate s-au așteptat, poate nu. În afară de tine și de vreo câțiva, câți mai sperau la acest succes? Și pentru asta te-am felicitat tot timpul și am spus-o și primarului. Domnule, de ce îl înjură pe Mihai unii de-ai tăi? Și revenim. Domnul Tudor. Revenim. Haideți să vreau să vă spun. Până la urmă, eu constat că cei care creează cele mai multe probleme primarului, de multe ori sunt consilieri de noastră și partidul dumneavoastră. Pentru că eu am văzut că se ceartă, cum zice lumea, cu cei doi viceprimari, s-au certat de zilele orașului, dar s-au făcut zilele orașului și s-au făcut, nu? S-au ceartă, nu știu de ce, dar ei se ceartă, dar până la urmă lucrurile se realizează. Da. Ia haideți și voi. Vă mai spun, nu mai multe chestii altceva. Da, asta e problema voastră. Arcul majoritar încearcă să submineze puterea primarului și încearcă să-l pună dar nu doar arcul majoritar, atenție, repet, poziția colegilor noastre de la PNL îl pun într-o ipostază jenantă pe domnul primar, penibilă pe Marcel Romanescu. Nu știu la care consilier faceți. La cei care spun, domnilor, haideți să lăsăm lucrurile așa. Uite ce priveliște frumoasă avem din stradă. Până la urmă și eu vreau să zic așa frumos, pe jos, întinse, tarabele. Cum să te uiți la etajul 2, la etajul 1, să-ți cari căruțul cu de cumpărături? Nu știu, cred că etajul 2 e prea mult. Poate etajul 1 ar fi sus. Eu vă mai spun că a existat o discuție. În ședința Comisiei de Circulație am greșit, n-a fost vorba de ultima, a fost vorba de penultima, la care domnul Pastin a venit, din diverse motive. În fine, nu contează. Irelevant. Un domn arhitect care lucrează pentru primărie și proiectează sensuri giratorii și zice, dom'le, există varianta la Piața Mare, la parcarea de la Rodna, să faci parcare subterană din cadre de beton, gen așa, casete, cum s-a făcut și la parcarea la Mol. Cine varianta? Pentru că se ridică domnul secretar și spune, domne, nu e bine că vine apa de la șiu. Îmi dai voie să susțin același lucru pe care spune Jeanu? De ce? Pentru că aceeași problemă. Noi venim din alte vremuri și știm... Păi și tocmai sunt alte materiale care acum au cam depășit vremurile de acum de mult. Și alte materiale care le știm. Știi care e diferența între Mol și Piața Centrală? O să-mi spuneți că la Mol e peste nivelul jiului. Da, iar aici la blocurile de la Piața Centrală, la care au subsol, de ce nu intră apă? Păi cât e subsolul de la blocuri și cât trebuie să faci parcare? Dar cât mi-ar trebui să fac? Cât a trebuit să mă duc? La stadion de ce nu intră? Unde? La stadion de ce nu intră apă parcarea subterană? Păi cât e parcarea subterană? Cât este ok, fac sub formă de demisol. Există soluții. Asta poate. Deci prin acest proiect de hotărâre se încearcă servirea parcării către cineva. Bun, degeaba. Domnul. Păi da, poate voi, sau poate ei, sau poate voi. Și voi același lucru să-l faceți, nu? Cum zici tu, așa zic și eu din afară. Nu? De principiu, acest contract expiră la sfârșitul anului. Domnul primar ne-a spus în felul următor. Cineva de la PSD... Expiră sau a fost reziliat? Expiră de drept și eu știu că a fost și reziliat. Este o mare... După părerea mea, este... Mă abțin. Poate data viitoare vă spun. Legat de acest contract. Putem să discutăm și pe tema lui, dar astăzi de zi m-am o informare de la firma respectivă care a uitat cum se numea firma în 98, adică... Nu ne interesează. Ca idee. Dar legat de parcare subterană, bine, trebuie bine gândit. Una peste alta, clar că e nevoie de parcări. Da? Dar toată lumea e de acord. Gândiți-vă că... De când se construiește un mastodont acolo, acim buricul târgului... Unde vă referiți? Acolo, la Piața Centrală. La Super 2000? Trebuie gândit foarte bine. Nu la Super 2000. La Super 2000, înțeleg că domnul primar... Domnul Tudor, eu vă spun din punct de vedere economic. Eu am calculat proiectul. Varianta economică. Eu nu discut economic. Păi, eu, cetățeanul care trece prin Târgu Jiu, eu vreau să văd... Mă gândesc că dumneavoastră cetățean vă interesează să faci un lucru cu leu și cu doi, dacă e același lucru. Domnule, Mihai, ne scumpim la tărâțe și nu mai facem nimic. Păi uitați că n-am făcut nimic în 18 ani de Cârciumarul. Haideți să le dăm. Nu de asta n-am făcut. Ba da. Că am vrut să facem cu un leu. Nu. La vremea respectivă s-a considerat că n-a făcut. Nu, s-a considerat că Târgu Jiu e un negomir puțin mai mare. Și de aia, dacă îl duceam Digo să plimbe puțin prin afară, poate venea cu idei mai bune. Neamul PNL-ului nu o să aibă primar cum a fost Cârciumarul. Păi mulțumim lui Dumnezeu că nu o să aibă. Nu o să aibă la valoare o Cârciumarul. Lăsați-l. Mare diferență, Mihai. Cât eu știu că tu iubești pe Cârciumarul, dar partidul te obligă să vorbești. Nu, Doamne ferește, mă duc și la PSD dacă aș veni tot la fel aș vorbi, dar nu să se întâmple niciodată treaba asta. Da. Lăsăm la parte. Politică să nu zici nu.
Avem două proiecte, unul de pus PNDL și cineva de la masă astăzi, că de-aia domnul primar a venit cu ideea respectivă, cineva de la PSD nu mai țin minte, dar poate există înregistrare. A spus că oricum nu va veni finanțarea prea curând. Și aici este o problemă de percepție. De ce vă luați după cineva de la masă? Cine a zis cineva de la masă? Nu știu, putea să zică noi ca nu știu cum. Așa, domnul primar a spus ulterior că va trimite o hârtie către Ministerul Dezvoltării. A, deci a luat o decizie pe loc? Nu, a apărut o decizie pe loc. Va trimite o cerere către Ministerul Dezvoltării și spun dacă în perspectiva viitoare există finanțare. Mihai, nu știe unde e sediul PNDL-ului, nu știe unde este Ministerul Dezvoltării, nu știe cine e Ministrul Dezvoltării, nu știe cine l-a luat de mânuță. Și l-a dus acolo, să ducă acolo și să-l întrebe: domnule ministru, domnule viceprim-ministru, uite ce zisă unul. E așa? Nu e adevărat, domnule. Dați-mi voie să înregistrez și o cerere. Deci, sigur așa va face că avem terenul respectiv liber la Super 2000. Liber. Putem să-l scoatem mâine la licitație. Avem și proiectul făcut, care este depus în PNDL. Da. Dar poate mâine venim și spunem: ia luați-mă voi o firmă privată. Că poate nu faceți cu 4 milioane cât îl face statul. Că statul își bate joc de bani, că nu gestionează banii privați. Poate vine un privat și îl face cu 2. Bun, și, păi și nu-i de acord. Ce, până la urmă nu sunteți de acord în Consiliu? Să... Păi suntem de acord. Și de ce nu faceți? Trebuie renunța la prostia asta de proiect, în primul rând. Trebuie renunța la prostia asta de proiect. Dar asta nu are niciun proiect. A, pe două hotărâre? Bineînțeles. Păi bă, dacă e proiect, orice proiect de suport îmbunătățiri, de ce nu faceți? Păi din 8 articole au rămas doar 3, pe care nu le-am văzut încă, dar știu că vezi, a anunțat domnul Popescu că va amenda proiectul. Uite că se poate. Se poate și fără poliție locală. Până la urmă. Bineînțeles că se poate și ideea este alta. Domnul Pastia a avut o idee bună. Dom'le, sunt mulți proiectanți, arhitecți în țara asta, mulți plecați din Târgu Jiu. Hai, domnule, să chemăm să fac un concurs de idei. Bă, cum ați vedea voi Târgu Jiu? Cum ați vedea voi parcarea asta? Că din 10, momentul care asta, copilul care a plecat afară, fără bani nu vine. Dar gândiți-vă, sigur, o machetă o face într-o noapte. Ia sigurați cazarea, și după vedem care e fezabilă. Transportul, că se bucură copiii, că vin și văd pe Brâncuș, faceți mai mult, nu doar chemați-i să vă facă o machetă. Invitați-i 2 zile la Târgu Jiu, să vadă și Târgu Jiu, să vadă și Brâncuș. Din punctul meu de vedere, parcarea, orică e la Rodna, orică e la Super 2000, nu au ce să caute microbuze. Și o parcare de genul ăla nu se face mai mult de 2 metri 20 înălțime. Ei, că toate parcările tot timpul aveam probleme când am fost eu la poliția. Le pot parca pe dig, mai sunt alte discuții. Dar de ce stau microbuzele acolo? Pentru că nu plătesc bani de aia. Dar de ce stau totuși acolo? Că nu plătesc, dar de ce stau acolo? La ciubucăreală, și nu știți de ce. Pentru ce? Cine trebuie să verifice aceste microbuze, domnul? Poliția locală. Și de ce nu o face, domnul? Păi... Sunteți consilier local? De ce nu cereți sesiunea asta? E o întrebare bună, dar s-a întâmplat vreodată, domnule Tudor? E, bineînțeles. E, haideți, domnul Tudor, când nu știu vreodată parcarea liberă de camioane? Oleleu, dar câte înjurături s-a luat, Tudor? Păi nu știu câte înjurături, dar eu nu știu niciodată. La urmă s-a considerat că nu e momentul să le mutăm. Deci, vedeți, asta e ideea. De ce să deranjați la Super 2000 și la Rodna, trebuie gândit un proiect integrat, un pachet de el pe ambele proiecte. În regulă. Vreau să pricep o singură chestie. Spuneți-mi și mie, care au fost concluziile acestei ședințe? Bă, ce scrie acolo? Romanescu nu mai speră la sprijin de la guvern. La PNDL, parcarea de la Super 2000. Nu mai speră de la guvern. Păi da, nu mai pentru că s-a exprimat. În ședința de guvern, înseleg, la sugestia unui consilier PSD. Înseamnă că nu-i atent deloc când vorbește. Zău, să cine mă scuze. Cine nu-i atent? Păi primarul. De proiectul de modernizare a căii eroilor. Fonduri de la guvern în Târgu Jiu înseamnă numai parcarea de la piață? Despre asta vorbim. Bine, domnul Tudor, haideți ca să schimbăm... Nu mai schimbați. Spuneți așa, guvernul dă bani pentru stadionul municipal, da? Guvernul a dat... Sunt bani pentru centura? Nu e așa, domnul Tudor, scrieți că noi chiar... El dar ce, dar nu e așa? Păi sunt bani, dar nu-i ajung la Târgu Jiu, rămân la București, sunt pe hârtie. Nu vreți întâi să faceți faptele și după aia să trageți noi concluziile? Nu vreți întâi să nu mai scrieți și să lăsați să facem faptele noi? PSD, guvernul PSD al de guvernul minunat, dă bani peste tot în Târgu Jiu. Dar noi, în esență, nu vedem nimic. Nu peste tot, dă bani numai acolo unde trebuie. Atenție, unde? Domnule Tudor, atenție. Care sunt proiectele? Unde sunt banii? Cum unde sunt banii? Nici măcar un proiect nu este în momentul acesta concretizat. Am întrebat la sfârșitul lunii mai. Atenție! Dar e finanțat? Domnule, lăsați-mă cu finanțarea asta despre care tot îmi vorbiți, că eu n-am văzut un proiect finalizat. Of, doamnă, Rovinar Târgu Jiu l-ai văzut finalizat? Domnule Tudor, Târgu Jiu Bumbeșiu l-ai văzut finalizat? Nu mă provocați să vorbesc despre sala Polivalentă, care înțeleg că unii consilieri au deja fantezii cum își fac duș pe acolo când plouă mai tare. Hai! Norocul nostru că nu s-a înăpustit asupra noastră, nu s-au înăpustit inundațiile de la Novan și Polivalentă. Înțeleg că e dezastru la mine la țară. Nu, nu e la tine.
e la țară, nu e. Ba da, ba da. Îți spun, a venit apa, dar nu, nu v-a luat. Moderat. Da, suntem casa dezastru a fost la Vâlcea, doamne ferește. Bun, adică. Bun. Domnule Tudor, haideți deci, nu le dați așa. Este de vină primul ministru că dacă așa. E așa cum ziceți voi, că pe undeva plouă în sală? Nu este de vină primul ministru că undeva plouă în sală. Nu vrem să căutăm vinovați acum, da? Dacă nu vrem să facem asta. Să se remedieze de urgență. Nu să se remedieze de urgență. Dacă s-a comis o problemă de vină cuiva, să se remedieze și să se caute vinovații, da? Despre asta este vorba. Să se facă cu bani. Bun, domnule Tudor, ca să clarificăm. Adică dacă mi-a fost ofensat că eu zic că guvernul nu a dat banii. A, pentru asta sunt, nu sunt ofensat. Chiar mă supăr pe tine. Din Târgu Jiu, scuzați-mă, domnule Tudor. Avem bani, să facem ce ne dorim. Problema e că nu-i vedem. Noi și copiii noștri care pentru vor veni. Pentru noi și copiii noștri, pentru minunatul guvern PSD-ALDE. Da, domnule Tudor, data viitoare când veniți, vă promit burtiere perfecte. Scriu ce vreau eu. Îmi dați temele, recunosc că ăsta e păcat. Eu sunt înțeles că ești o doamnă prin excelență, da. Discutăm, sigur, dar o să... E mișinat totuși, tu ești un realizator și tu. Titlu interesant, Viorica Vasilica number one. Da, bun. Este cel mai slab ministru care există din istoria României. Cel mai slab. Bă, data trecută a zis de la cum îl cheamă. De Terente, cum îi zic ăștia, știi? Așa. Că ăla e cel mai slab. A zis de Timișoranul ăsta care e Gorjan. Păi și v-ați întrecut, ați găsit pe cel mai slab la teleurban. Nu sunt slab de la tine, dar ai fost, cum au fost, mă? Care? N-au fost slab. N-au prea fost. Păi nu, păi n-au, ca sunt atât de slabi, de n-au nici măcar n-ajung. Nu, domnul Tudor, ați avut câteodată posibilitatea și ați avut pârghile și a fost ordonanța 55, ați doar văzut din prima. Și a fost bun. De-aia nu mai aveți ce să puneți. Și dacă pleacă ciobolani, au fost bun doar când au venit. Mai greșește omul că vorbește. Nu vorbim de domnul care a avut o cumpără astăzi. Da. Bun. Am înțeles că circulă niște glume mai nou. Cu ce? Cu domnul Dragnea. Să nu-i se spun, atenția, e un apel pierdut. Nu s-o bă, dar asta e românul, are putere și mai face. Concluziile ședinței de astăzi, pardon, de la Consiliul Local, că înțeleg că fiecare ați participat toți la aceeași ședință, dar fiecare a plecat cu propriile concluzii. Vă ascult. Scuze-mă, vreau să întreb ceva. Da. Am văzut la un moment dat că s-au repezit niște cetățeni cu camere, din și cetățeni și erau de la presă, că ziariștii săraci au cameră de la vedere, să văd. Erau unii cu niște chestii. Niște telefoane de două ori mai scumpe decât camera de la vedere. Și asta poate fi adevărat? S-au repezit pe Rotaru. Păi, a fost conferința de presă al Rotaru sau ce? Nu știu. Domnul Rotaru a devenit așa o sursă de informații. Nu am văzut. Și foarte prețioasă. Și-a dat creștinele, am uitat să-l întreb pe Adrian dacă s-a mai dusă peste el, pe ăla, cum îl cheamă. Nu contează cine, a fost cu bărbatul. Dacă cea un consilier mai firav, așa mă gândeam, dar tocmai domnul Tudor a avut serios. N-a chemat poliția, doamne ferește. Vă ascult în ultima, avem doar un minut, mă scot colegii de pe pod concluziile acestei ședințe. Băi, stăm, dar după camerele închise. Concluziile acestei ședințe, domnule Tudor, ce s-a stabilit? Domnule, scuzați-mă, Paraschiv, ce s-a stabilit în concret? Am înțeles că proiectul care trezit scandal al altăieri va fi amendat. Bun. A citit domnul Aurel Popescu niște amendamente, niște articole pe care cred că era normal să le aducă deja scrise, să fie deja proiectul modificat. Vom vedea forma finală a acestui proiect, pentru că până la urmă a fost singurul punct fierbinte. Și mă bucur că a fost luată decizia de a fi discutat la sfârșit pentru a nu fi... Dar mai văzut un bătrân. Ce era cu bătrânul ăla de săracu? Era așa. Avea și problemă. Să nu moară în ședință. Nu mai aduceți pe acolo. N-aș fi vrut să discutați că... Nu mai aduceți pe acolo. Zău. Fiul dumneavoastră a încercat o chestiune tot să ajungă în spatele primarului, dar așa că a luat țeapă. Adică? Păi se pare că în ședința de săptămâna trecută, un grup de consilieri, între care eu n-am fost, domnul Tudor n-a fost, domnul Aurel Popescu n-a fost, au hotărât să amâne proiectul omului că nu știu ce, nu e în ordine. Și tot insista domnul Tudor că l-a adus domnul primar. După aia a spus omul, domnule, stai, că au fost niște consilieri care au hotărât, dar tot PSD-ul are majoritate. Stop, oprește-te. Au scos niște proiecte. Că mă lămuri. Deci a fost în audiență astăzi la domn primar? Ca să rezolve problema. Și ce-i zisă domn primar? Că se va rezolva. Nu, zisă să se vină la ședință. Foarte bine de altfel până la urmă. Păi și uitați că s-a pus până la ordine de zi. Sigur. Și va fi rezolvat luni. Pusă primarul? Nu. Da cine? Eu pusă consilierul juridic. Consilierul juridic. Eu așa înțeles de la ședință. Dar nu contează până la urmă. Băi, dacă nu ultimul angajat al primăriei. Domnul Tudor, dacă noi suferim din lipsă de dacă timp, dacă sunt chestiuni dacă simple care se rezolvă, de ce să le tergiversăm? Deci, înțelegeți-mă, trebuie să înțelegeți. Pe scurt. Orice problemă a unui cetățean
indiferent cine din primărie îi rezolvă problema, îi rezolvă problema primăria, nu. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Și asta trebuie să înțeleagă și primăria. Păi primăria și consiliul local. Consiliul local, categoric. Noi ca și consilier nu am avut cunoștință. Și cineva mai greu știu cu înțeleg consiliul. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Și eu mulțumesc. Cu atât mai bine trebuie să-i conștientizăm și să... De ce să-și căștelu? Adică, cert. Pentru că tot insista că cine a scos... Să nu-l agresați. Cine a scos băiul de pe ordinea de zi. Și eu m-a spus consilierii, dar consilierii, eu n-am fost, dânsul n-am fost, domnul Rostu n-am fost. Păi și atunci cu ce și-o aia? Rămâne să vedem ceea ce se va întâmpla în PSD după condamnarea lui Liviu Dragnea. Rămâneți alături de noi. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune.